este vorba în popor care spune când ceva nu e în regulă, că doar nu-i Sfânta Scriptură. Deci se admite greșeală. Și se lucru într-adevăr că dacă s-a greșit, nu-i ceva că foarte de condamnat. Dar ia uitați ce spune Sfânta Scriptură. Și ar trebui să ținem cont, pentru că asta nu este vorba doar de cei din lume, ci inclusiv de noi. Ne cuprinde acest lucru. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Faptele Apostolilor 17:30. Și m-am gândit să vă citesc prima filă din această carte, Sămânța Bună. Căci cântarea pe care vreau să o cântăm, are acest mesaj. Mai multe de ani, Dumnezeu a avut răbdare cu oamenii. El mai oferă încă îndurare. El nu vrea ca cineva să meargă în pierdare, ci ca tot să vină la pocăință și la recunoașterea adevărului. El nu vrea moartea păcătosului, ci ca el să se întoarcă la Dumnezeu să trăiască. Amnistia durează de 2000 de ani, dar aceasta este pe termen limitat. În ziua X va lua sfârșit. Oamenii spun, nu am timp. Aceasta este cea mai frecventă scuză care se aude atunci când oamenii sunt confruntați cu Evanghelia. Iar vrea, de fapt, să spună cu totul altceva. Doar că nu doresc să o spună direct pe față. Nu mă interesează. Asta este. Toți avem așa ceva, așa de mult timp, cât vrem să ne luăm, când ne interesează ceva. Dar pentru ceea ce nu ne interesează, nu ne luăm timp. În privința lucrurilor referitoare la Dumnezeu, mulți oameni se comportă astfel. Dacă el li se adresează, spun răspicat. Nu am timp. Și astfel amână decizia de a spune în rândul la viața cu Dumnezeu. Nu se gândesc că odată ar putea fi prea târziu. Pentru totdeauna prea târziu. Nu amânați. Luați astăzi decizia de a-L primi pe Mântuitorul în viața dumneavoastră. Iar fratele Căsosul mi-a seamă predică astăzi. Astăzi. Deja cel astăzi este ieri. Dar astăzi răsună încă. În zadar se mai grăbește cel ce pleacă prea târziu. Și tocmai în sensul acesta este vorba de astăzi. Azi, dacă putem la o hotărâre bună, s-o luăm. În zadar se mai grăbește cel ce pleacă mai târziu. Alergarea lui sfârșește strigă-te, ustin. Pentru mântuirea ta nu mai sta, nu mai sta. Pentru cel ce frumos vin acum la Hristos. Se mai frământă cel ce n-a avut când putea. Mila și chemarea sfântă are vremea ei și ea. Pentru mântuirea ta nu mai sta, nu mai sta. Zadar se mai încăiește cel ce-a ars ce n-are preț. Râsul clipei îl plătește plânsul veșnicei vieți. Pentru mântuirea ta nu mai sta. Vremea Harului de-acum, cel chemat cu atâtea lacrimi, dar nu-i pasă nici de cum. Pentru mântuirea ta nu mai sta. Yeah.
Câtă vreme încă este cale și prilej de har. Nu uita de toate acestea, că în curând va fi țara.